Out of the box. Controverse în dialog cu Cătălin Striblea și Laurent Balint. Salutare tuturor, bine ați revenit la Out of the Box. Eu sunt Cătălin Striblea, alături de Laurent Balint, om de marketing. Salutare. Salut Cătălin. Sper că v-au plăcut dilemele noastre din săptămânile trecute. Am văzut și răspunsurile voastre și vă mulțumim foarte mult. Putem vorbi acolo pe YouTube, pe pagina Europa FM. Astăzi, o dezbatere pe care am purtat-o la Europa FM, boții spune așa, își vor apăra românii țara. Ea era plecată de la o declarație a lui Vasile Dâncu, ministrul apărării, care spunea, sunt convins că românii își vor apăra țara. Dacă asculți România în direct, lucrurile sunt împărțite, jumate, jumate. E, eu aș fi de aceeași părere cu domnul Dâncu, sunt convins că românii și-ar apăra țara. că adică, din partea mea este un categoric da. Eu da. am sondaj mai vechi de la Vanguard, e adevărat, care zice da 26%, nu 48%, nu pot aprecia 20%. Hai să revenim un pic la întrebare, pentru că întrebările și modul în care sunt formulate este foarte important. Este destul de generic întrebarea își vor apăra românii țara, pentru că ce înseamnă să-și apere țara, ce înseamnă românii, și dacă intrăm un pic în uh, profunzime, putem să vedem niște uh, nuanțe. Hai să ne gândim în dimineața aceasta, ucrainenii care au plecat la muncă, la o centrală electrică, știind că acestea sunt o țintă pentru Rusia. Își apără țara? Răspunsul sau ar fi da. -a ucrainenii a care merg la gară, la muncă, se urcă într-o locomotivă știind că sunt ținte sau învățătorii profesorii care predau metro. Deci da, pentru că Primul și în primul rând este să-ți faci datoria. Adică primul mod în care îți aperi țara, și, dacă te gândești și cu război și fără, este să-ți faci datoria pe care o ai. Și atunci, dintr-o dată, cred că procentele o să difere. Deci o să fie foarte mulți oameni care o să-și facă datoria în timp de război față de România, față de comunitatea în care trăiesc. Desigur, rolul central va avea armata și vor avea soldații și atunci întrebarea cât se vor alătura armate și dacă armata își va face treaba sau nu, dar de în ultimele decenii ne-am convins că România are o armată profesionistă capabilă să ne apere, capabilă să-și facă datoria și care este integrată într-un sistem NATO de apărare. Deci de asta ești convins că lucrurile nu stau chiar rău. Dar de da. ce în timpul emisiunii și probabil că ai ascultat-o dacă nu o mai găsiți pe YouTube sau pe pagina Europa FM, foarte multă lume spune, domnule, nu merită să aperi România, adică chiar nu merită, ce să apere aici? Păi, a, este foarte interesant un pic și o să îmi permit să citez un rus, cu lumea, pe Leon Trotsky, care a zis ceva de genul, s-ar putea să nu te intereseze războiul, dar războiul este foarte interesat de tine. Adică noi acum ne permitem să filozofăm, ne permitem să avem niște discuții filozofice la radio, în parc, la terase, despre ce am face. E, dar în momentul în care vine războiul la tine, este vorba de, despre atitudinea ta față de niște crime, față de niște violuri care au loc la tine în comunitate. Ce am face astăzi dacă la noi în comunitate am vedea pe cineva foarte puternic, foarte masiv, foarte uh, cu așa, atitudine de cool. luptător uh, care ar viola o femeie sau un copil sau ceva, ne-am implicat sau nu? Ei, păi, nu poți să stai deoparte. Iar când vorbim despre război, lucrurile devin foarte concrete. Este la tine în sat, este pe cale să pătrundă o ceată de bărbați care au dovedit în istorie și în ultimele luni, din păcate că nu s-au schimbat față de ultimii zeci de ani, un comportament absolut animalic. Ce vei face? Vei sta deoparte? Nu te vei alătura celor care apără satul? Care îți apără orașul? Care îți apără țara? Și-e foarte greu să-mi imaginez faptul că toți cei care declară că nu o să mă implic, nu o să iau parte la asta, chiar nu o să ia parte. Adică te bizui pe o contaminare pozitivă? Există așa ceva? Există. Aici este altceva. Când vezi tu ai 40 de ani, zici nu mă implic și vezi copilul de 20 de ani că s-a înrolat. Parcă vezi lucrurile altfel. Noi acum avem într-un fel avantajul de a ne la Ucraina și de a învăța de acolo și ce se întâmplă. Și vedem, vedem... Uh, oamenii care au avut o atitudine prorusă și s-au certat cu copiilor, cu toți, și care astăzi s-au înrolat de voluntari în armata ucraineană și care luptă pe front văzând ceea ce înseamnă cu adevărat războiul. Revin, avem luxul de a avea niște discuții filozofici. Dar viața bate filmul. momentul în care războiul este aici și în momentul în care uh, observi atrocitățile care se întâmplă și care vin peste tine, vin peste tine, vin peste familia ta, Cred că mulți dintre cei care astăzi declară că ar sta deoparte se vor implica. Bun. Laura Ambalind, te întreb uh, în mod direct. E și o chestiune legată de conducători. Foarte multă lume mi-a zis așa în timpul emisiunii, Cătălin, dar uită-te la ei, la cine ne conduce, uită-te ce oameni sunt. Asta Bun. nu se schimbă în caz de război, că nu conducătorii noștri nu devin brusc mai buni. Dar noi nu luptăm pentru conducătorii noștri. Noi luptăm pentru modul nostru de viață, pentru stilul nostru de viață, pentru. Direcția în care merge România Și eu sunt optimist Mă uit la trenduri și România se dezvoltă frumos Și are o realitate mult mai bună Decât avea în urmă cu 20-30 de ani Și Hai să ne facem Mie îmi plac exerciziile astea de imaginație Și o să te invit iarăși să Îți închipui așa dimineața în care Putin se trezește la ora 7 Și se gândește el, băi știi ce Aș mai vrea un miliard de euro Că ah, nu strică să mai am eu un miliard Al meu undeva pus deoparte E, până la ora 9, toți baronii locali de prin toată Rusia, toată aia, să trăiți, șeful vrea un miliard de euro, s-au pus pe treabă, se apucă să strângă 3 miliarde de euro, pentru că dacă șeful a vrut un miliard, ei o să-i dea două, că depășim așteptările, nu? Iar dacă tot muncesc pentru șeful, mai păstrează și un miliard de euro. Că aia e, și da, fiecare rus de din fiecare colț, și ori se strâng banii și domnul Putin la ora 5 are miliardul de euro. Să ne imaginăm acum că în loc de un miliard de euro vorbim despre o femeie sau un bărbat care îi se pare atractiv lui Putin și pe care vrea la el în pat. Și vrea să vină la el. Ce poate să se întâmple? Sau mai mult, vrea ca de ziua lui o persoană să fie împușcată în cap. Da, asta s-a întâmplat. măcar partea asta. O știm, nu? Ana Politkovskaya, Boris Nemțov. Boris Nemtsov Nemțov sub geamul domnului Putin. Zice, băi, știi ce mă deranjează asta? Ce mă, asta opoziție o poziție sau ceva? El vrea să-mi ia mie locul sau ceva? Eu l-aș vrea împușcat sub geam la mine. Deci noi când luptăm Luptăm, de fapt, și împotriva, sau pentru ca un sistem da. de alte valori da. să nu vină aici și la noi? Da, pentru că, practic, vorbim despre o luptă pentru a proteja un stil de viață și pentru a ne opune unui alt stil de viață. Rusia ne propune un stil de viață tip vasal senior, în care seniorul poate să facă orice. Acum să ne imaginăm că Biden, Macron sau Iohannis ar vrea un miliard de euro. Să vezi muncă cu cine vorbesc, cum fac, unde mă aud, mă bag sub o cascadă, să fie zgomot, să nu mă intercepteze de serviciile, să nu afle cu adică... opoziția. S-ar putea să strângă niște bani până la urmă. S-ar putea și au pârghii, probabil, la putere, cine vrea să... Mamă, dar până la ora 5 n-a rezolvat nimic, până la ora 5 nu, nu și-a dat seama cu cine ar putea să vorbească ca să facă rost de banii respectivi. După aceea să zicem că are în cont 50 de milioane pe care i-a obținut folosindu-se de pârghile puterii. Nu, no, dar după aceea ai grijă, aoleu, dacă îmi perchestionează vila. Să vedem... Poate întâmpla și că a fost președinte exact. să percheziționeze Trump. Deci, mi s-a terminat și n-am stare, deja plătesc, deja am o presiune. Hai să, ce... să comparăm cele două societăți și câte rele se întâmplă într-un tip de societate și în cealaltă. Și asta este, nu m-aș uita neapărat la conducătorii noștri și, mamă, o să luptăm pentru conducătorii noștri. Nu, o să luptăm pentru un sistem în care conducătorii noștri au niște puncte de control, nu pot să facă chiar ce vor uh, uh, ei și o să ne luptăm pentru vecinul, pentru vecina, pentru oamenii din comunitatea noastră. Există însă, critica este perfectă și este bine întruchipată atunci când vine vorba de România. Sigur că sunt nemulțumiri profunde, nu numai față de conducători, față de țară. Uh, și la un moment dat făceai o observație în care spuneai: Este posibil ca oamenii care sunt critici în astfel de situații, de fapt, să fie critici la adresa tuturor sistemelor. Da, aici este. Uh... Oare de ce decid că nu vor lupta și că nu vor lua parte de la război și că nu își vor face datoria? Cum ar trebui să arate România, de fapt, pentru că este implice? Și de cum ar trebui să arate România? Cum ar trebui să arate această societate pentru ca tu să te implici? S-ar putea să descoperi că, de fapt, e utopie și că ceea ce tu ți închipui că ar trebui să fie toate lucrurile la locul lor, o societate perfectă, care, într-adevăr, atunci merită să mă implic, păi să nu există niciodată. Și să tragi concluzia să realizez că, băi, acum 100 de ani, când România s-a luptat în primul război mondial sau în războiul de independență sau cea nu era o Românie minunată. Nu era ceva, nu erau niște conducători luminați de o societate super dreaptă sau ceva. Deci, probabil că ai fi stat deoparte ăștia parte, ai fi retras în pește și ai fi așteptat să se bată alții pentru tine și după aceea, acum, cazarul aia, cazarul aia mi s-a dat, mi s-a dat comunism, aia e, trăiesc. Mi s-a dat capitalism, asta e, îl, îl accept. Deci, ăștia cred că foarte mulți dintre ei, nu toți, atenție, nici pe departe toți, foarte mulți dintre ei trăiesc cu ce li se dă. Mi se dă Rusia lui Putin. Ai, mi se dă comunism. Asta este. Asta ar însemna Dar că de e greu să găsești societatea, scuză mă este foarte greu să găsești societatea perfectă care să livreze tot ceea ce tu ți-ai închipuit că ar trebui să livreze. Crezi că germanii sau americanii <laughs> Ar lupta toți? Păi, asta este, de fapt, când oamenii se întreabă: și-ar apăra românii țara, este, dar oare germanii, sau americanii, sau maghiarii, sau englezii, și-ar apăra țara? Și istoria ne arată că nu. Niciodată în istorie nu este toată populația implicată, nu sunt toți care. Uh, sunt oameni care decid să stea deoparte, sunt oameni care au motive foarte puternice pentru a sta deoparte, și iarăși, este important să nu judecăm. Foarte dur pe cei care zic, băi, nu o să mă implic, nu o să stau și stau pe cei care efectiv nu se vor implica. Sunt foarte curios și poate asta merită spus așa într-un minut. Totuși, cum ar fi văzut această problemă din afara României? Poate stai da. un test. Cum ne văd pe noi aliații? Aici, dacă noi, dacă noi ne întrebăm dacă ne-am apărat țara, aliații probabil se întreabă, băi, oare românii își vor păstra promisiunile? Adică România își va trăda aliații? Oare? Și aici am o poveste din experiența personală. Uh, un client francez, senior, bărbat 45, 50 de 45-50 de ani, unul dintre cei mai importanți clienți de-ai la uh, momentul respectiv, uh, la o cină, de față cu mai mult oameni din diferite țări, îmi zice la un moment dat, uh, uh, Lorand, știi tu ce învățăm noi la școală despre România? Și zice ceva de genul, uh, că nu te poți baza pe alianța cu ei ca o istorie în care și-au lăsat brusc baltă aliații și s-au alăturat dușmanilor. Au întors armele, când au fost cu unii, când au fost cu ceilalți, în funcție de interes, în funcție de tot. A fost prima discuție, m-a luat pe nepregătire, nu știu ce să-i spun ce... am schimbat un pic vorba, am dus -o. A doua cină, același subiect, deja la a doua am început să mă enervez, dar bă, ce are omul ăsta, adică are pata pusă, probabil că așteaptă și un răspuns, astfel încât a treia oară când a ridicat subiectul, de data asta mă pregătisem și am avut o discuție destul de dură cu el în care am zis, băi oamenii din jurul mesei s-ar putea să nu fie familiarizați cu istoria României, pare că tu ți-ai mai făcut temele, hai să discutăm un pic cu cărțile pe masă. Hai să ne uităm un pic la istoria României. Am avut secole în care am fost sub Imperiul Otoman, după care la un moment dat, cu ajutorul francezilor, la până al, treilea, s-a creat statul român. După care ne-am adus un german uh, rege, alături de care și în alianță cu rușii, ne-am bătut cu Imperiul Otoman și ne-am obținut independența, după care sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX au fost ani foarte mișto. Tineret, O parte din tineretul României a plecat la studii în Berlin, alta la Paris, alta la București, în Universitate, Iași, unde ne-am creat noi lucrurile. Au venit arhitecți, au venit ingineri de prin Europa, de prin toate țările Europei. România s-a dezvoltat fain, ne-am întregostit de lumea asta occidentală, foarte preoccidentală. Mă, dar ce să-i faci, că occidentalii ăștia se urau între ei și au început să se omoare între ei francezul cu germanul. La sfârșitul secolului 9 război, pac. La începutul secolului 20 război, la mijlocul secolului 20 război. Dar noi aveam pro-francezi, aveam pro-germani. Nu ne plăceau amândouă țările. Dar cumva, bătându-se între ei, la noi era dilema asta, cu cine suntem? Dar noi aveam și pro și tot, n-am trădat. Peste nouă, ne plăcea lumea occidentală, vrem să fim parte uh, din ea uh, și. Uh, azi, azi mai suntem capabili de. Astăzi suntem. Uh, iar, suntem într-o situație foarte clară: este sistemul propus de ruși versus sistemul propus de Occident. Avem de ales între cele două sisteme. Asta a lămurit lucrurile și îți mulțumesc pentru discuția asta. Săptămâna viitoare o să ne întâlnim să vorbim despre ceva ce facem puțin dintre noi: voluntariat. Dar cum ar fi să fii voluntar și să-ți singur voluntariatul? Asta întrece orice măsură, nu? Ne auzim, spor la treabă! Out of the box Controverse în dialog Cu Cătălin Striblea și Laurent Balint